Ce dată de valabilitate au aceste certificate și ce se întâmplă după, dacă știm la această oră? Ce spuneam este că este util și este important, este esențial să înțelegem cum funcționează lucrurile, pentru că atunci vom putea observa beneficiile oricăror situații. În acest caz, practic, ce îți oferă aceste certificate? Sunt garanția că ai un risc minim de transmitere a virusului și atunci nu ai nevoie să stai în carantină sau în izolare. Pentru fiecare din situații, însă, lucrurile sunt diferite. Pentru vaccinare, dat fiind faptul că vaccinarea este o soluție terapeutică extrem de eficientă și generează o imunitate care persistă în timp, persistă și datele pe care le avem ne arată că poate să persiste peste un an de zile, atunci evident că noi am pus această variantă de un an de zile. Deci certificatul respectiv oglindește starea de fapt și anume că imunitatea noastră este suficient de puternică încât să ne protejeze de interacțiunea și o eventuală contractare a unei particule de SARS-CoV-2 pentru cel puțin un an de zile. Pentru celelalte două variante, pentru varianta în care avem un test negativ RT-PCR în ultimele 72 de ore, ce înseamnă de fapt lucrul ăsta? Înseamnă că la o testare, dacă facem acum o testare pe loc și, de exemplu, mă testez eu și rezultatul este negativ, asta înseamnă că eu nu am inhalat, nu am la nivelul mucoaselor SARS-CoV-2, acest nou tip de coronavirus, și atunci nici nu am cum să-l transmit dacă nu l-am. Dar nu trebuie să fie un test vechi, pentru că cu cât ne îndepărtăm de momentul testării, cu atât, în funcție de, sigur, de activitățile și expunerea pe care o avem, de mediul înconjurător, poate să crească șansele să contractez o particulă virală. Asta este cea de-a doua variantă. Cea de-a treia variantă este legată de vindecare. Aici, acest certificat are o valabilitate de 180 de zile, în sensul că nu trebuie să ai mai mult de 180 de zile de la primul test RT-PCR pozitiv. Înseamnă că ai trecut prin boală, ai un test RT-PCR pozitiv și ai căpătat o imunitate ca urmare a trecerii prin boală. Imunitatea respectivă, pe datele pe care le avem, este suficient de puternică. S-a luat în calcul la nivel european 6 luni de zile. Deci persistă imunitatea pe care o ai ca urmare a trecerii prin boală, persistă și este suficient de puternică 6 luni de zile, 180 de zile, pentru a ne proteja de o eventuală interacțiune cu acest nou tip de coronavirus. Deci dacă ne-am și vaccinat și am avut și coronavirus, cum se va lua? Ce se va lua în calcul? Poți să selectezi forma de certificat pe care o vrei, dar sigur, cea cu vaccinarea este cea mai eficientă de departe. Pentru că are un an valabilitate. Are un an valabilitate și inclusiv din punct de vedere medical, din punct de vedere științific, datele sunt în acest sens, pentru că toate reglementările și toate regulile pe care le-am definit noi nu fac altceva decât să oglindească extrem de fidel realitatea biologică, realitatea de fapt. Adică nu sunt există date științifice în spatele tuturor acestor criterii și termene de valabilitate.